Timp de 4 zile, Nordul a răsunat. La Darabani a avut loc a 4-a ediție a Zilelor Nordului, un eveniment inedit care capătă o amploare din ce în ce mai mare. Născut din dorința de a pune în valoare bogăția culturală a Nordului județului, Zilele Nordului a adunat și în acest an mii de participanți din toate colțurile țării. Avem aproape din toată țara, a venit oameni din București, din Cluj, din afara țării, din Cernăuți, din Ucraina, dar și din Republica Moldova, oameni care vin să descopere Nordul și să se bucure de evenimentele pe care le avem. Atmosfera a fost una boemă, cu multă muzică, drumeții și stat la cort. În Poiana Tăioasă, de la Darabani, au avut loc în fiecare seară concerte cu trupe rock sau jazz. Nu au lipsit headlinerii de renume, precum Coma, Moonlight Breakfast sau Taraf de Caliu, trupe precum Sunet Fin, Tres Orchestra sau Kryptonite Sparks. Cei mai încântați au fost, bineînțeles, tinerii veniți în număr mare la festival. Pentru trupe, ca să ascultăm muzică și nu am un motiv ca să mă distrez. Îmi place foarte mult zona asta, este extraordinar și are un potențial mare. Sunt foarte încântat de această idee de festival în cel mai nordic oraș al României, Darabani, și cred că e o experiență din care voi învăța foarte multe lucruri. Totodată, în cadrul evenimentului, au fost organizate drumeții pentru descoperirea frumuseților culturale ale locului, dar și ateliere de fotografie sau vizionare de film în aer liber. Mai mult decât atât, au fost incluse în program și întâlniri motivaționale cu personalități contemporane. Festivalul a avut și o cauză umanitară, și anume reabilitarea școlii vechi din Darabani, acolo unde 170 de copii învață în condiții greu de imaginat.